pentru că am toată cutia cu CD-urile. Cine? Dumneata mi-ai dat-o. Am, deci, pe biblioteca din dormitorul meu, am trei cutii mari cu operele complete. Beethoven, Mozart și Wagner. Și Wagner, și da? Lângă statuetele lui Goethe, Schiller și Napoleon. Și nu le-am desfăcut. Pentru că le am în alte imprimări, alte variante, deci ele, și culmea este, ce îmi place cel mai mult este că acest set complet de muzică a lui Beethoven, însumând peste 200 de ore, l-am cumpărat din magazinul de suveniruri plasat la parterul casei lui Goethe din Frankfurt. Deci eu am fost la Frankfurt anul trecut, când m-am înapoiat de la Berlin, am vrut să vizitez din nou casa unde s-a născut Goethe, deși nu mai este în picioare pentru că au bombardat-o americanii în 44, dar nemții au reconstruit-o și acolo e un magazin cu amintiri, cu tot felul de lucruri plăcute și am văzut opere complete Beethoven cu poza lui aia revoluționară și cu eșarfă roșie la gât și de câte ori vreau să mă simt bine, mă uit și mă inspiră. Spuneați deși. Bună seara, dragii mei! Prin anii 85 venisem în București ca să aud un concert cu o pianistă franțuzoaică de la Paris. Trebuia să concertul să fie la Ateneu, spun că la Ateneu trebuia, pentru că în momentul în care am ajuns la Ateneu, maestru Bughici, mi se pare că a murit, Dumnezeu să-l ierte, îmi spune acasă, fată, că nu se mai ține concertul pentru că este o ședință cu primarii din țară. Și am luat-o tristă, așa venisem de la Focșani, mă costase și trenul, dar nu asta era problema, și eram foarte tristă, mergeam așa a gale, pe, nu știu pe unde, am luat-o încolo spre Calea Victoriei, și pe drum mă întâlnesc cu maestru, prieten foarte bun de-al meu, Marcel Guguianu. Și am mers noi așa, înjuram, uite-mi, ce mizerie, uite la ce s-a ajuns, să scoți un concert simfonic, ca să voi... Bun, și la un moment dat ajungem noi prin față la Academie și un domn îmbrăcat în fâși marin, împreună cu alt domn îmbrăcat într-un trench alb, într-un trench cu o servietă în mână, strigă de pe un trotuar pe altul, domnul îmbrăcat în fâși blumarin. Salut, neametră, să-ți trăiască franțuzoaica! Ei, acel domn, stimați telespectatori, este invitatul emisiunii noastre scurte, se pare, în această seară, domnul Corneliu Vadim Tudor, cu care ne-am întâlnit în față la Academie, deci la Academie, pe la orele 6:30 seara, într-una din, eu știu, într-o zi din după amiaza lumii, cum era, după amiaza lumii a lui Soul Below, sunt amintiri, stimați telespectatori, care se șterg, sunt amintiri care nu se uită niciodată. Pentru mine a fost o zi foarte importantă, pentru că l-am cunoscut și pe maestrul Eugen Barbu. Dumneavoastră ați rămas, stimate maestre, eu în calitate de maestru v-am invitat la această emisiune. Uitați că sunt deja emoționată pentru că vorbesc de niște timpuri care au trecut foarte repede, sunt 20 de ani de atunci. Acea zi de acum 20 de ani, n-am uitat-o, am plecat împreună, nu ați plecat, cred că ați rămas la Academie, eu împreună cu Marcel Guguianu și cu regretatul mare scriitor Eugen Barbu, am plecat agale pe Calea Victoriei, ne-am oprit la Intercontinental și am mâncat croque monsieur
și așa mai departe. Deci, bună seara, bine ați venit pe postul nostru de televiziune. Da, bine v-am găsit, bună seara. Cu o corectură, eu nu cred că am zis eu să se ască Franța. A fost o chestie foarte haioasă. Da, nu intră în limbajul foarte... meu. Nu, dar era un... Eu eram prieten cu Marcel Guguianu și noi spuneam Neametre, că îi spuneam Marcel. Cum îi spun și acum, pentru că el e prietenul meu. Nu, a fost o chestie de glumă, da. Foarte haioasă. Probabil, nu... el umbla cu fete frumoase. Ei, nu, atunci, da, eu am reținut ca pe o glumă și era, mi-a rămas în minte în sensul cel mai bun și cel mai era romantic. Nadia Boulanger? Cred că da, Nadia Boulanger. Da. Și chiar i-am spus, la un moment dat mi-a făcut cunoștință Marcel cu dumneavoastră și cu maestru și că uite, Mititica, cum vorbește el, este revoltată că nu se mai ține concertul și nu-i uit gestul lui Eugen Barbu. Adică la ce te așteptai, dragă? Ceva la modul ăsta. Da, adică, era perioada cea mai grea. După 1980-81 s-a degradat viața în România și atunci am refuzat și noi să mai scriem ceva despre acel regim, pentru că ne-a trădat pe toți. Vedeți, se poate pune problema și așa. Situația unui om care trădează o revoluție, dar și situația unei revoluții care trădează un om sau trădează un popor în trec. Dar acum, mă rog, au trecut acele epoci și acum trăim o altă epocă. Am vrea să facem cultura adevărată, dar nu sunt bani, nu sunt sponsori, nu numai că s-a răsturnat tabla de valori, dar s-a și spart. Vreau să le spun telespectatorilor, să vă spun și dumneavoastră, pentru că alte ocazii, din păcate, am văzut ce e aici, stimați telespectatori, am asistat și la conferința de presă, care mi-a plăcut foarte mult, pentru că domnul Corneliu Vadim Tudor, domnul senator, domnul președinte, domnul doctor Corneliu Vadim Tudor, a pomenit numele lui Hugo, am găsit aici pe masa domniei sale, o statuetă cu Beethoven și Hugo, știți, moare Beethoven în 27, Hugo impune romantismul tot în 27 cu Hernani, adică o atmosferă, deși o conferință de presă politică, o atmosferă intelectuală pe care nu în multe situații am întâlnit-o. Am povestit despre scena cu dumneavoastră și cu maestru Eugen Barbu, doamnei, într-un interviu cu doamna Marga Barbu. Și când a murit profesorul Dima de la Focșani, am scris un articol în care povesteam, bine, mai puțin cu franțuzoaica, pentru că asta a fost o glumă pe care am luat-o efectiv ca o glumă și chiar mi-a plăcut stilul dumneavoastră, foarte manfișist așa, și mi-a rămas în minte într-un mod cât se poate de plăcut. Și mă bucur foarte mult că am ocazie. E adevărat că suntem strântorați din cauza timpului, dar că am putut să vă povestesc lucrurile astea personal. Nu mai mi-amintesc scena, dar... Țin minte că Marcel a fost căsătorit cu Viorica Cortez, care a fost una din marile frumuseți ale bel canto-ului internațional. Și de câte ori mergeam în atelier la el, împreună cu Eugen Barbu, vedeam partenere de dialog sau muze care îl inspirau foarte frumoase. El a rămas un mare om, e în continuare, cred că se apropie de 90 de ani. În urmă cu 3-4 ani i-am decernat unul din premiile Fundației România Mare. A venit cu plăcere, am rememorat anii 70-80 și vă mai spun ceva, în casa lui Eugen Barbu de pe strada Mihai Eminescu, la parter, ierea și mai este și acum, pentru că stă văduva lui Marga Barbu, un tors, o victorie de la Samotrace, din marmură albă, sculptată de Marcel Buguian. Am fost în casă la Marga Barbu, am făcut o emisiune cu domnia sa și am văzut acea sculptură și chiar asta mi-a atras atenția imediat ce am intrat. Da. Asta e o sculptură a lui Marcel Guguianu. Vreau să ne vorbiți un pic, dacă doriți, despre Eugen Barbu, pe care o l-am respectat și îl respect foarte mult, și despre relația dumneavoastră cu el. A însemnat mult pentru dumneavoastră prietenia cu domnia sa. Nu-mi place să vorbesc în citate, dar de câte ori mă gândesc la Eugen Barbu, îmi vine în minte un aforism al lui Heinrich Heine, un mare poet și aforist german de origine evreiască, un om excepțional, are o poezie socială redutabilă, actuală mereu, dar și în aforism, în cugetări, a strălucit. De pildă, el zice așa, ca să vedeți ce ironie avea Heine, zice, sunt un om pașnic, tot ce-mi doresc în viață, reprodu de memorie, parafrază,
Tot ce-mi doresc în viață este o căsuță undeva liniștită la țară, să mă trezesc în zor, să văd roazele soarelui, să aud ciripit de păsărele în pom, să beau o cană cu lapte proaspăt și când deschid fereastra în pomul respectiv să văd spânzurând 7-8 dușmanii mei. Da. Ca să vedeți ce spirit coroziv, caustic era Heinrich Heine. Dar la alt aforism mă gândeam, el zicea că un diamant se șlefuiește la lumina altui diamant. Eu m-am format la școala de literatură, la școala literară și la școala etică a lui Eugen Barbu. Alții l-au trădat, eu am mers până la capăt cu el, până am avut nefericirea de a-i închide ochii pe un pat de spital. N-a mai rezistat ființa lui biciuită, hăituită de toți pigmei și veleitarii. Și țin minte că prin 76-77 când ne-am împrietenit, după 2-3 colovii de-astea ne duceam la Mărul de Aur, la Mignon, la alte restaurante. Noi nu beam mult, pretextul erau niște șprițuri mari de vară, cum zicea Steo Iosif, un unchi al mamei mele din Șcheii Brașovului. La un moment dat el mi-a spus, știi de ce stau cu tine și te accept să fii preajma mea și m-am legat sufletește de tine, că fiind foarte tânăr pe atunci. Zic, de ce, patroane? Zice, pentru că tu știi carte. Cu tine pot vorbi despre Socrate, despre Platon, despre Aristotel, cu tine pot vorbi despre renașterea italiană, cu tine pot vorbi despre Beethoven și Mozart, cu tine pot vorbi despre literatura universală. Toți cei care au fost lângă mine aveau o spoială de cultură. Și mi-a mai zis, eu am fost copil de muncitor, tatăl meu a fost tâmplar, Nicolae Barbu, zice, și ca să mă dea pe mine la școli înalte, atât a dat cu rindeaua, încât și-a deplasat ficatul de sute de mii de ori și a murit de ciroză la numai 42 de ani. A avut o copilărie spartană, Eugen Barbu, cum de altfel, păstrând proporțiile, am avut-o și eu într-un alt timp istoric al acestei țări. Ce să vă mai spun, este dureroasă lipsa unor astfel de caractere și valori, cum au fost Eugen Barbu, Nichita Sărescu, Victor Eftimiu și alți oameni, Aurel Baranga și alții de care m-a legat o vie prietenie. L-ați cunoscut bine pe Nichita Sărescu? Am fost prieteni intimi, dar nu atât de intimi încât eu să-l trag la băutură. De pildă, eu ne-am împrietenit la un pahar de bere pe terasa însorită a restaurantului Berlin în 1976, păsărindari. Acolo, Tărindar vine din greacă, Saranda înseamnă 40, acolo era mănăstirea lui Matei Basarab, a 40-a ctitorie a lui, dărâmată, mi se pare, de unul din primarii Bucureștilor de la începutul secolului 20 și pe locul acela ministru de război, mare patriot și director de publicație, Epoca se numea publicația sa, mă refer la urmașul boierilor filipești în Țara Românească, celebrul Nicu Filipescu, era ministru de război și a ctitorit acolo cercul militar național care se ține și se ține bine în picioare și astăzi. Și ne-am împrietenit la o bere, aveam afinități elective, eram poeți, el puțin mai în vârstă, o altă generație, eu mai tânăr. Și el mi-a făcut surpriza minunată ca în octombrie anul următor, 1977, când am debutat editorial cu o carte intitulată Poezii la editura Eminescu, el să-mi facă o prezentare la Radio România și aceeași prezentare am publicat-o și în ziarul Scânteia. Era foarte frumoasă, fără să-i fi cerut. M-a emoționat. Și când m-am dus cu textul de la radio, scos de pe bandă magnetică, la el, acasă, pe la 7 și ceva dimineață, să-l mai corecteze pentru Scânteia, să nu fie vreo greșeală de audiție, de interpretare, el era cu sticla de vodcă pe masă, era jumătate goală. Și zic, Nichita, ce faci tu, mă, băiete, mă, de dimineață te poți să bei așa o băutură atât de
de tare, era vodka tare patruci, crepca aia, da, cu etichete negre, erau ca soda caustică. Și mă rog, el mi-a repetat ceea ce mi-a spus și cu alte ocazii, că vrea să moară tânăr. Și eu l-am întrebat, zic, dar de ce vrei tu să mori, e tânăr? Și mi-a spus ceva memorabil, dar trist, pentru că un poet bătrân e ceva la fel de urât ca un student bătrân. Și chiar tânăr a murit la 50 de ani. Ce mai contează astăzi 50 de ani? M-au legat multe, multe amintiri, nopții petrecute împreună în micuțului apartament în piața Amzei, unde într-o noapte odată a dictat unei tinere poete numai puțin de 47 de poezii, mergea prin casă așa cu bretelele puse pe burta goală și dicta, nu toate erau reușite, dar erau vreo câteva capodopere antologice. Noi am avut mari poeți și mi se pare dramatic, mă refer la generația foarte tânără, pentru că marii poeți care au fost atunci sunt și acum. Ce se întâmplă totuși acum? Că este o lipsă de preocupare pentru lucruri de finețe, o lipsă de preocupare pentru lucruri de autentică cultură, de spirit. Este o răsturnare îngrozitoare de ce se întâmplă? În toate domeniile. În toate domeniile. Și vă spun așa și este. De ce. Au venit niște șmecheri din eșalonele 3-4 ale culturii, care cresc o generație degenerată, dacă permiteți un joc de cuvinte, pentru că tot se află în dezbatere acest subiect artificial, generația expirată. Vezi, doamne, cei care au debutat și s-au remarcat înainte de 1990, ar fi o generație expirată și să ne dăm noi la o parte ca să vină cine și să facă ce. În mare parte, cei care se pretind poeții cultivă pornografia cea mai dezgustătoare, unii chiar scatologia, sunt niște trivialități și insanități pe care hârtia le suportă cu greu. În pictură, probabil că ați văzut că sunteți din Moldova, eu am dat pe post de televiziune OTV secvențe de la o expoziție defăimătoare la adresa lui Ștefan cel Mare și a lui Iisus Hristos, nu mai reproduc, nu povestesc mizerile care erau expuse acolo și împotriva simbolului sacru al creștinismului, care este crucea Mântuitorului nostru. În muzică la fel, ia cineva două ligheane și un fund de sifon și le freacă de o tablă și chipurile aia ar fi muzică. Nu se înțelege că artele trebuie să producă bucurie estetică și chiar senzorială omului. Artele sunt bune și pentru plante și pentru lumea celor care nu cuvântă. Dacă muzica nu are linie melodică, pentru mine nu este muzică. Dacă poezia nu are prozodie, nu neapărat o cadență, un metru endecasilab sau alexandrin, dar în stilul lui Blaga. Poate să fie și o anumită aritmie și asimetrie, dar Blaga știa bine, stăpânea bine prozodia, păstrând proporțiile în sculptură. Așa era și Constantin Brâncuș. El a ajuns la culmea abstracțiunii, fiind părintele sculpturii moderne, după ce stăpânise bine tehnica sculpturii și învățase tot ce trebuia de la meșterii țărani, cioplitori, din Hobița Gorjului și ulterior de la Auguste Rodin, pe care l-a și părăsit pe urmă, dar nu l-a denunțat ca fiind generația expirată. Așadar, se înregistrează un fenomen al imposturii și al demitizării, dar lumea este avidă de categoriile esențiale, binele, frumosul, adevărul, dreptatea. Iar cine are ceva de spus în artă, vă asigur eu că se afirmă și direcția asta nu poate fi obturată și ea nu poate fi deturnată de niște nenorociți care sunt de o incultură enciclopedică, parafrazându-l pe aforistul polonez Stanislav Lec. Este foarte adevărat ce spuneți, dar spuneți mai devreme, ați pomenit cuvântul creștinism, eu am impresia că este o luptă îngrozitoare prin tot ce se întâmplă, tot ce se vede la unele televizoare. E o luptă împotriva creștinismului. Aparițiile astea care, sau tot ce se, tot
dacă ați observat toate filmele date la ore necuvincioase, filme necuvincioase date la anumite ore, totul cu trimitere la sex, în 3 după masa, 4 după amiaza, copiii vin de la școală, la asta se uită. Este un lucru foarte grav care se întâmplă, domnule. Au dispărut reperele morale, au dispărut marile caractere, sunt, repet, demitizate, bagatelizate și insultate valorile fundamentale ale istoriei naționale, dar și ale umanității. Iisus Hristos e prezentat ca fiind căsătorit cu Maria Magdalena, ca având un copil, că n-a murit răstignit, chiar zicea un individ în Israel, un teolog, că a fost un nefericit Iisus, pe care l-au aruncat de pe templu farisei. Nu se poate atâta nerușinare. Iisus Hristos a fost răstignit cu adevărat pe cruce, a preluat nu numai păcatele omenirii, ci și bolile omenirii, după cum spune Evanghelia, și a treia zi, în virtutea profețiilor care se făcuseră de mii de ani și, firește, în primul rând, în virtutea voinței Tatălui Său Ceresc, Dumnezeu, El a înviat, pentru că anumite nu se explică această propagare excepțională de 2000 de ani a creștinismului. Omenirea, specia umană, nu investește în ceva care e rodul unei fabulații. Iisus a existat ca persoană fizică, o spune Suetonius în viețile celor 12 cezari, o spune și istoricul evreu romanizat Iosefus Flavius, o spun și alții, o spun cei patru mari istorici ai bisericii creștine. Ce sunt cei patru autori de Evanghelii decât istorici ai acelor evenimente? Ar fi multe de spus, dar eu am constatat, studiind bine istoria, cât de rapid i-a bătut Dumnezeu pe cei care au luat în derâdere, în zeflemea, numele lui Iisus Hristos. Îmi vine acum în minte câțiva oameni ilustri, dar care au fost bătuți cu moarte violentă, de pildă poetul englez Shelley, un mare poet. Dar pentru că avea înclinații sataniste, scria urât despre creștinism și despre Mântuitor, a murit în ziua de 8 iulie 1822 pe un naufragiu în Mediterană, pe vasul Ariel. Un alt om care moare tot așa este Albert Camus. La scurtă vreme după aceea premiul Nobel pentru literatură, în ziua de 1 ianuarie, cred că 1960, el e născut în 13, avea 47 de ani, moare alături de editorul său Gallimard într-o mașină pe un drum uscat într-un stupid accident. Cine mai moare în felul ăsta, dintre cei care au scris urât despre Iisus Hristos sau au vorbit ce nu se cuvenea? John Lennon. El este autorul nefericitei fraze: suntem mai celebri astăzi decât Iisus Hristos. Și uite că Tatăl Ceresc l-a pedepsit cu o moarte de asemenea stupidă, din dragoste, adică cineva atât l-a sufocat cu iubirea lui, încât l-a împușcat. Am mai contabilizat câțiva oameni de genul ăsta, de pildă Iaroslav Hašek, părintele lui Zweig, care își cam bate joc și de Dumnezeu și de Iisus în cartea lui, de altfel foarte bună și plină de savoare, de umor, dar moare foarte tânăr, la cam la 40 și ceva de ani. Vedeți, și împotriva neamurilor, eu le-am spus telespectatorilor mei, în Vinerea Mare, la Paști, se cântă neamurile toate, la prohod. Da. Deci Dumnezeu a creat neamurile ca un neam, eu știu, ca ceva de sine stătător. Acest melanj care se întâmplă acum cu mie mi se pare tot o luptă împotriva creștinismului și împotriva celor vrute de Dumnezeu pe lumea asta, nu? Eu îmi dau doctorat în teologie pe tema providenței, cum lucrează Dumnezeu. Stau și constat și după ce se întâmplă evenimentele, îmi dau seama că nu se puteau petrece și derulat decât în felul acesta. Când dăm filmul înapoi, vedem că numai așa putea lucra Dumnezeu. Deci nimic nu e împotriva voinței lui Dumnezeu. Important este să trăim așa cum ne cere
el. Avem atâtea exemple în Biblie, chiar oameni sfinți, oameni care au scris lucruri fundamentale, cum sunt David, fiul său Solomon și alții, spre finalul vieții n-au fost pe placul inimii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a hărăzit eternitatea, cum de pildă i-a hărăzit lui Enoch, pe care l-a înălțat la cer, cum i-a hărăzit lui Ilie, pe care l-a înălțat de asemenea la cer într-un car de foc, probabil o navă a civilizației lui Dumnezeu, și cum i-a hărăzit de asemenea lui Iisus Hristos, care fiecare în felul său nu a cunoscut putrezirea trupului. În orice caz, să constatăm că suntem la începutul mileniului creștin, mileniului 3 creștin, și parcă niciodată mai mult ca acum nu se adeveresc cuvintele pe care unul din nepoții lui Carol cel Mare, cred că era împăratul Lothar al francilor, spune așa, pe la anul 850, după Hristos normal, lumea se schimbă și noi odată cu ea. Constatăm succesiunea generațiilor, lumea se schimbă, prietenii de ieri devin dușmanii de mâine și viceversa. Important este să ne păstrăm capul pe umeri și o judecată sănătoasă și să ne gândim ce facem cu țara noastră, în ce țară vor trăi copiii noștri și copiii copiilor noștri. Bun, și cum credeți că vor trăi copiii și copiii copiilor noștri și așa mai departe, într-o țară în care sunt niște mișcări de trupe, ca să spun așa, între ghilimele, umplite? Numai în conformitate cu Biblia și cu valorile mari pe care le-a dat această țară. Ajunge să ne uităm la moralitatea desăvârșită a lui Mihai Eminescu, a lui Bogdan Peticei cu HD, a lui Nicolae Iorga, a lui Vasile Pârvan, a lui George Enescu și a altora ca ei, și să ne dăm seama că astea sunt modelele pe care trebuie să le servim tinerei generații. Fibra noastră biologică e foarte bună. La începutul primului război mondial, în 1916, un învățat german, Albert Wirth, spunea că românii sunt cea mai rezistentă rasă din Europa. Vă dau un exemplu comparativ cu alte țări din această zonă a Europei. Niciodată țările române n-au dispărut ca stat de la 1290 încoace, când se înregistrează, se poate spune, fundamentarea țării românești, și la 1359 întemeierea Moldovei. Și Polonia și Ungaria au dispărut ca state. Polonia de 3 ori și Ungaria de 2 ori, în timp ce țările române nu au dispărut, și România cu atât mai mult și-a păstrat statalitatea, pentru că a avut bărbați de stat și cred că a avut și un înger protector din partea lui Dumnezeu care ne-a privilegiat. Ce frumos spuneți aici. Iisus cânta la pian pe o colină, torențială, ploaie de lumină, zi de zi mă scufund și mi-e tot mai greu, parcă nu mai sunt eu, parcă nu mai sunt eu. În loc să fac ce știu, să fac mai bine, pierd vremea cu toți proștii. Ce rușine! Superb! Superb! Și mă bucur că mi-ați citit eu până la capăt, e cartea mea de distichuri. Superbă este și da. Eu am să zizați ce persoană hipersensibilă sunteți. Din când a murit mama dumneavoastră, ați compus niște versuri pe care le-a pus cineva pe Maria muzică. Nistor. Maria Nistor, și a fost cântată bijuteria asta de Mirabela Daur. De Mirabela. Și o cântă în continuare. Superb. Da. Când mulțumesc, iubită mama. Da. Mulțumesc, iubită mama. Aveți în cartea de versuri, în antologia Bijuterii, 101 poezii, există. Cu ea începe. Cu mulțumesc, iubită mama. Mulțumesc, iubită mamă,
pentru tine, mamă dragă. Soarele e la sfințit pentru tine, mamă dragă. Mama frumoasă, primul meu rai, fă o minune, te rog, mai stai. Dulce-ți mine, mamă, mă slui, încă nu-i vremea, mai stai puțin. La începutul acestei emisiuni, domnul președinte Corneliu Vadim Tudor mi-a spus că nu poate să stea foarte mult pentru că noi filmăm aici la partid și are foarte multe probleme legate vinerea, de la mine, vinerea este o zi extraordinar de grea pentru că e ziua conferinței de presă și mai am și de acordat și niște audiențe. Așa că o să ne scuzați, emisiunea asta o să dureze dar mai eu puțin. Aș și dura mai puțin pentru că aș vrea să o încheiem aici cu promisiunea că voi veni în județul dumneavoastră, la acest post de televiziune îi dau întâietate. O să stau Atlas. Atlas se numește, foarte da. Frumos, foarte frumos. Atlasul care ține pământul pe umerii săi și vă spun că vom sta atunci, intru și în direct cu dumneavoastră. Înțelegeți-mă că nu pot acum, în faza actuală, să vorbesc mai mult, pentru că am multe chestiuni de rezolvat și e și ziua unei deputate a noastră, care e președinte a Organizației de Tineret România Mare și președinte a Comisiei de Învățământ în Camera Deputaților, tânăra Lia Olguța Vasilescu și am și... Am văzut o icoană pe asta. Da, i-am cumpărat o icoană foarte frumoasă cu argint să o țină la capul patului. Ea este relativ proaspăt căsătorită cu un realizator de televiziune și iată cât de frumos și cât de înălțător este chipul lui Iisus Hristos, care n-a cerut niciodată nimic pentru el. Și el spune într-o carte mea de aforisme și o să vedeți acolo, nu ne cere să murim ca el, el ne cere să trăim ca el. Este oare atât de greu? Vă mulțumim din suflet, vă așteptăm la Focșani. Viu cu multă, dragoste, pentru că e orașul unirii noastre de la 1859 și mi-aduc aminte cu plăcere că în anii 70 am realizat un reportaj de scriitor cu televiziunea română, singura care exista atunci și am filmat în Muzeul Unirii și multe documente și obiecte care au aparținut și lui Cuza și lui Mihail Cocălnicianu, un oraș cu un destin istoric, dacă Dumnezeu a ales
ca Focșanii să fie veriga de unire dintre Moldova și țara românească, înseamnă că aveți un destin mesianic, în sensul că aveți un rost pe lume care nu s-a încheiat și zilele de glorie ale Focșanilor abia vor veni de acum înainte. Vă mulțumim din suflet, vă așteptăm și, stimați telespectatori, ne cerem scuze, emisiunea este mai scurtă, dar l-am avut prezent pe maestrul Corneliu Vadim Vidot. Vă iubesc pe toți și îmi dau întâlnire cu voi în orașul care merită o soartă mai bună și vă asigur eu că va avea. Vă mulțumim foarte mult, la revedere! Cea mai mare greșeală a oamenilor este aceea de a cere puterilor spirituale să le dea dovezi materiale. Nu poți să fii tu un om ca toți oamenii, repezire mediocri pe omul de geniu. Aș vrea să văd și o maimuță aia din care s-a tras Shakespeare. Celebritatea e ca o femeie frumoasă cu neamuri proaste. Avem nevoie de o lege a prostituției politice. Peste un număr de ani, toți cei care vor citi aceste rânduri vor ști ceea ce eu n-am știut niciodată. Data, locul și felul în care am murit. Am priceput că îmbătrânesc atunci când a început să moară câine după câine. Vai de țara unde înjurătura e mai tare ca rugăciunea. Să faci dulceață din trandafir, ce barbarie ești, e ca și cum ai face ciulama din privighetori. N-am întâlnit niciodată o ființă mai însetată de dragoste decât un câine pe care nu l-a mângâiat nimeni niciodată. Oamenii de paie riscă să fie mâncați de orice măgar. Un oraș fără biserici nu e decât un imens bordel. În noaptea în care pământul va fi o imensă pădure de pom de Crăciun, atunci va veni Iisus a doua oară.
frica de Dumnezeu e singura formă de curaj adevărat. Pierdută e țara unde e frig în școli și cald în cazinouri. Nu călcați pe iarbă, dar pe cadavre e voie? Așa după cum la Institutul Politehnic se predă un curs de rezistență a materialelor, tot astfel la Facultatea de Istorie trebuie introdusă disciplina de rezistență a popoarelor. Politicienii români s-au modernizat, au renunțat la coloana vertebrală pentru coloana oficială. Ați văzut ce fudule sunt florile artificiale în comparație cu florile naturale? Într-o catedrală gotică, Iisus nu e răstignit pe cruce, ci pe orgă. Un nor când depășește măsura, se face noroi. O veste bună pentru diabetici, s-a scumpit zahărul. Nimic nu mă emoționează mai mult decât un câine vagabond care îi duce pe copii la școală. Omul cât trăiește învață, sună un proverb. Eu l-am întors pe dos și mi-am făcut din el o deviză în viață. Omul cât învață trăiește. Ați văzut ce agresivi sunt cei care își fac școala târziu? Pe zi ce trece, proștii fac progrese, devin și mai proști. Toți câinii din lume sunt copiii mei, păpușile mele, îngerii mei mai mici. Îngerii mei mici. De asta suntem săraci. Punem mai mult preț pe campania electorală decât pe campania agricolă. Crima organizată, în sfârșit, bine că avem și noi ceva organizat în țara asta. Așa e românul când se caghebește, ca și țiganul când se boierește. Beethoven e viața mea, niciun om în istorie n-a adus atâta bucurie la atâtea miliarde și miliarde de oameni, așa cum o face de 200 de ani, acest rob care n-a avut în existența lui nicio bucurie. Și această carte superbă, stimați telespectatori, Distihuri, este prefațată de Fănuș Neagu, superb prefațată, și grafica e făcută de către Eugen Mihăiescu. L-am avut invitat la emisiune, un mare grafician și un om de spirit, un om de artă, stat mult în străinătate, jurnalist de excepție. Distihurile lui Vadim, fuga vântului din zorii zilei cu o luntre plăsmuită de zugravii de subțire. În luntre, sprijinit de bradul catargului, poetul. La lopeți, visătorul. La cârmă, pamfletarul. Iar distihurile, fuga miresei din altar și rătăcirea întoarcerii în lumea fetelor cu două șiruri de plopi tremurători, mărginind lumina unui râu de mestecini. Câteodată, pentru că în alte dăți poetul întoarce foaia și pamfletarul scoate în poiană câinele cu privirea cea cără. Ce frumos, ninge în cismigiu, ce feerie, unde te-ai ascuns, copilărie? Mi-e rău afară, mi-e urât în casă, până și clipa asta e mincinoasă, sau mai bun cu virtuozii, mai bun ca virtuozii și mai entuziaști sunt clopotarii simpli în sfânta zi de Paști. Fiecare imbecil solemn va muri pe limba lui de lemn. Și după scurtele, asprime o măsuță într-un iatac, o ulcică de lut cu două flori de câmp. Eu sunt cel mai rău dușman al meu, nimeni nu-mi face ce-mi fac eu. Lui Dumnezeu îi facem loc în noi doar când scăpăm de patim și nevoi. Distihul ale lui Vadim
se cer citite în cercul de lumină al veiozei, când în perdele se îngână amurgule, cel mai adesea un gând dublu menit să se schimbe necou. Un cuib de rândunică sub streașina palatului plăcerilor, o expresie de superioritate din umbra istoriei, pecetea tangalei aplicate pe crupa mânzului roib, un fluture ochi de păun, un sigiliu pe gura amforei purtate de o grecoaică, un strop de vrajă, fuga mirese din altar, iar cele mai izbutite din cartea lui Vadim seamănă cu două cheutori de fier din coasta hanului la care zlegi caii pe drumul către nunta de la Cana Galilei. Fănuș Neagul, Neagul 2, mai 2006. În loc să fac ce știu să fac mai bine, pierd vremea cu toți proștii. Ce rușine! Nu strânge pomul de Crăciun, nu încă. Vreau să mai stau sub vraja lui adâncă. Nu mai pot să mă bucur, sunt trist și blazat în ce labirint mic burghez am intrat. Foarte frumoase sunt. Iată și o grafică a lui Eugen Mihăiescu. Cartea în sine este, arată superb. Puteți să o luați, măcar să o aveți în casă, chiar dacă nu o citiți. Oricum e mai frumoasă decât un bibelou cumpărat din de la alimentară, de la supermarket. Și aici Corneliu Vadim Tudor cu cele două fetițe ale lui, pe care se pare că le adoră mai mult decât se adoră de obicei. Născut la 20, și asta pentru cei care m-au întrebat care este ocupația, care este pregătirea profesională a lui Vadim Tudor. Se pare că are ceva pregătire. Născut la 28 noiembrie 1949 la București, absolvent al Facultății de Filozofie Universitatea București, bursier al Premiului Internațional Herder, Universitatea Viena 1978-1979, doctor în istorie, Universitatea Craiova, 2003, doctorand în teologie, membru al Academiei de Științe Politice de New York, membru al Academiei Mondiale Albert Schweitzer, membru al Academiei Papale Tiberiene din Roma, președinte fondator al PRM în 1991, ei, asta cu membru președinte... Asta e situația. Vicepreședinte al Senatului României, autor de piese de teatru și scenarii de film, a publicat 24 de volume de poezii, eseuri, studii de istorie, discursuri, aforisme. Căsătorit, tată a două fetițe. Sigur, știe multe să facă Corneliu Vadim Tudor și are dreptate când spune aici că în loc să fac ce știu să fac mai bine, pierd vremea cu toți proștii. Ce rușine! Asta e situația, dar e bine. Editura Fundației România Mare în 2004. Să nu fiți geloși, stimați telespectatori, că mi-a dat o dedicație. Am plecat dimineața, am mers pe ceață până la București, așa că meritam dedicația asta, să știți. Viața omului care crede în Dumnezeu este alcătuită din ore duble. Superb! Într-o bună dimineață am deschis larg ferestrele și am făcut curat în viața mea. Am măturat pânzele de paianjen ale orgolilor, am aruncat la gunoi ambalajele vechi ale ambițiilor deșarte și am ars actele false ale poftelor trupești. Eram fericit. Iubim animalele care se comportă ca oamenii, dar ne îngrozesc oamenii care se comportă ca animalele.
Tot încercând să-i fac pe oameni mai buni, m-am făcut pe mine însumi mai rău. Ai doma lui Iisus Hristos, poporul român este răstignit între doi tâlhari, mafia internă și noua ordine mondială. Nu e deloc greu să fii creștin, greu e să fii om de nimic și fără Dumnezeu. În epoca modernă, latina nu mai e o limbă, e o muzică. Excepțional, Dumnezeu, artistul de genul care a compus Sinfonia Ploii și a pictat Fresca Zăpezii. Narcisistul se neacă în apele oglinzii. Părul bătrânilor are culoarea zăpezii bolnave. Drepturile omului ce risipă de vorbe. Omul are un singur drept, să-l slujească pe Dumnezeu care l-a creat din nimic. Biblia e jurnalul intim al lui Dumnezeu. Oamenii care se căsătoresc târziu fac direct nepoți. Un creștin adevărat se roagă și pentru oamenii pe care nu-i cunoaște. Mă încumet să dau și o definiție. Timpul nu e altceva decât vârsta lui Dumnezeu. La mulți ani! Thank you.